Trei echipe cu numele Dinamo visează să joace pe stadionul care trebuie să fie gata peste 2 ani. De ziua lor, dinamoviștii au avut meci între ei la Liga 4. În ziua în care clubul a sărbătorit 74 de ani de existență, CS Dinamo a învins-o cu 4-1 pe echipa lui Nicolae Badea, FC Dinamo. Și cu echipa din Liga 1 sunt trei echipe. Sper să fie în Liga 1, să nu fie în Liga 2. Asta e cel mai grav, suntem jos la... Fratele selecționerului Edi Iordănescu, Alex, joacă pentru dinamoviștii, care sunt siguri de primul loc și de play-off-ul pentru promovarea în Liga 3-a. El a luat roșu în duelul dinamoviștilor din Liga 4-a. Jucătorii i-au disperat pe antrenori. Ferească Dumnezeu, ne face pe culorile, nu mai înapoi. Hai de mai, măi, nu vedeți că aici are lucrul ăsta de acolo? Păi ce faceți? Ești vârf și tu stai... Apar, n-ai să mergi pe stradă, dai din mâini. Dinamo din Liga 1 va avea siglă nouă. În primul rând să-și facă echipă și după aceea să schimbe sigla. De sigle suntem sătui.